O locomotivă care tracta 40 de vagoane tip cisternă destinate transportului de produse petroliere, fără conținut la momentul incidentului, a luat foc duminică dimineață în zona haltei Bănița. Având în vedere situația creată la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, a fost activată grupa operativă și, din ordinul prefectului, s-a dispus activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției. La fața locului au intervenit cadre ale detașamentului de pompieri petroșani, care au lichidat incendiul după 4 ore, evitându-se dezvoltarea și propagarea focului la vagoanele cisternă, precum și pericolul unor explozii. În urma evenimentului nu au fost înregistrate victime. În zonă a fost restricționat traficul feroviar, fiind afectate 7 trenuri de marfă și unul de călători, circulația fiind apoi redeschisă.